Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Dan Limbaț și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată principalele titluri ale ediției. Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o criză energetică puternică la începutul anului viitor dacă Rusia nu va mai livra gaze naturale în regiunea transnistriană. Astfel argumentează ministrul energiei Victor Parlikov necesitatea întrevederii pe care a avut-o la Sankt Petersburg cu șeful Gazprom Alexei Miller. Ca urmare a unui posibil refuz al Ucrainei de a permite tranzitarea gazelor rusești prin teritoriul său, Republica Moldova se află în pragul unei crize energetice. Totuși, autoritățile vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a evita o catastrofă umanitară. Republica Moldova a înregistrat un nou progres semnificativ în parcursul său european, finalizând evaluarea primului grup de capitole pentru aderare. Autoritățile moldovenești estimează că negocierile în aceste domenii vor începe în prima jumătate a anului viitor. Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o criză energetică puternică la începutul anului viitor, dacă Rusia nu va mai livra gaze naturale în regiunea transnistriană. Astfel argumentează ministrul energiei Victor Parlikov necesitatea întrevederii pe care a avut-o la Sankt Petersburg cu șeful Gazprom Alexei Miller. Evident că cei de la Gazprom cunosc foarte bine că există această incertitudine și o întrebare a tranzitului prin Ucraina nu ține de, spunem, partea moldovenească. Nu noi suntem cei care putem rezolva această problemă. Dar ei ne-au solicitat să discutăm cu partea ucraineană, să îi convingem ca să continue acest tranzit. Noi am discutat cu partea ucraineană și anterior și noi înțelegem că această decizie nu va fi luată, posibil să fie luată în ultimul moment. Sigur că pentru noi ar fi un scenariu mult mai simplu și noi am comunicat asta părții ucrainești, că dacă tranzitul ar prin Ucraina s-ar păstra, pentru noi asta ar fi un scenariu mai simplu, dar toată lumea este conștientă că există și rute alternative. Potrivit lui, partea rusă condiționează continuarea livrărilor în regiunea separatistă de pretinsele datorii istorice de 709 milioane de dolari pe care le-ar avea dreapta Nistrului către Gazprom. Gazprom cumva leagă subiectul livrărilor sau continuității livrărilor pe o rută alternativă prin Turcia de subiectul achitării acelei pretinsii datorii aferente malului drept. Deci ei cumva spun că dacă nu va fi progres pe acele datorii, atunci noi încă vom lua în considerare ce e posibil, ce nu e posibil pe ruta alternativă, cât vom livra, cum vom livra. Cumva au dat de înțeles că subiectele astea sunt legate. Ministrul Energiei a specificat că nu este corect să se impună astfel de condiționalități, mai ales în contextul în care auditul realizat în 2021 arată că, de fapt, majoritatea pretinselor datorii sunt prescrise. Noi, în urma acelui protocol care a fost semnat în 2021, ne-am făcut partea noastră, chiar dacă a fost cu întârziere, dar noi am reușit să facem acel audit. Auditul a dat o anumită concluzie, concluzia fiind că practic toată datoria este o datorie prescrisă. Partea rusă nu recunoaște rezultatele acestui audit, însă noi nu am primit din partea Gazprom, până acum nu am primit o alternativă. Am solicitat ca ei să își formuleze poziția și să ne prezinte.
Potrivit lui, un scenariu probabil ar fi ca Gazprom va continua să ofere gaz regiunii transnistrene, însă într-un volum mai mic, fapt care va provoca o criză puternică atât la Tiraspol cât și la Chișinău. Într-o asemenea situație, Chișinăul are capacitatea tehnică de a livra gaze în stânga Nistrului, însă pentru a acoperi costurile de cumpărare va avea nevoie de ajutorul partenerilor internaționale. Da, noi vom achiziționa energie electrică din altă parte. Da, ne asumăm că această energie electrică ar putea fi mai scumpă. Da, livrările de gaze pe malul stâng, volumele necesare, pot fi livrate fizic. Acum va depinde, da, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, cum ele sunt achitate. Și în sensul ăsta, sigur că noi apelăm și la sprijinul partenerilor internaționali pentru acest scenariu. Nu lucrăm nu doar cu partenerii internaționali, lucrăm și cu partea transnistreană, pentru că și ei trebuie să înțeleagă că odată și odată chestia asta o să termine și trebuie să pregătească să achite gazele la costurile reale, la cost de piață. Parlicov a sugerat că Moscova ar putea să sisteze livrările de gaze în Transnistria pentru a destabiliza regiunea și a pune presiuni pe Chișinău. Dacă regiunea se destabilizează, eu repet, asta e o regiune în care există trupe militare ale Federației Ruse, asta e o regiune în care există depozite de armament și muniții și nimeni acum nu dorește destabilizarea acestei. Dar dacă este destabilizată, trebuie să înțelegem că asta este alegerea părții ruse. Ca urmare a unui posibil refuz al Ucrainei de a permite tranzitarea gazelor rusești prin teritoriul său, Republica Moldova se află în pragul unei crize energetice. Totuși, potrivit prim-ministrului Dorin Recean, autoritățile vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a evita o catastrofă umanitară. Șeful executivului a declarat în debutul ședinței cabinetului de miniștri că Republica Moldova va avea de confruntat o iarnă foarte grea și cetățenii trebuie să se pregătească pentru acest lucru. Avem de confruntat o iarnă foarte grea. Trebuie să ne pregătim de acest lucru. Dificultățile și o eventuală criză survine din două surse. Prima este eventuală întrerupere de gaze naturale către stânga Nistrului. Acolo trăiesc aproximativ 350.000 de persoane și majoritatea sunt cetățenii noștri și ei riscă să rămână fără căldură și fără electricitate. Și asta se poate transforma într-o catastrofă umanitară. Potrivit lui Recean, autoritățile trebuie să găsească o soluție pentru posibila criză din Transnistria, care este posibilă în cazul în care Gazprom nu își va onora obligațiunile contractuale. A doua sursă a crizei este solicitarea de majorare a tarifelor la gazele naturale. Este o solicitare care trebuie să fie analizată foarte atent și transparent de către ANRE. În orice caz, guvernul va fi alături de cetățenii Republicii Moldova. Știu că există foarte multe întrebări în ceea ce privește această solicitare la demajorarea tarifelor la gaze. Există foarte multe întrebări, cum s-au făcut achizițiile vara, toamna și așa mai departe, în cadrul sunt validate așteptările cetățenilor, aceste întrebări să fie clarificate și în cadrul audierilor parlamentare care vor avea loc, aceste lucruri vor fi răspunse. Amintim că pe 31 decembrie expiră contractul dintre Gazprom și Naftogaz privind tranzitul gazelor naturale rusești prin teritoriul Ucrainei. Anterior, Kievul anunța că nu intenționează să prelungească acest contract. Cât privește majorarea tarifului la gaze pentru consumatorii finali, marți 26 noiembrie, Moldova Gaz a depus o solicitare la ANRE prin care a cerut majorarea prețului de la 12 la 16 lei pentru metru cub.
Republica Moldova a înregistrat un nou progres semnificativ în parcursul său european, finalizând evaluarea primului grup de capitole pentru aderare. În cadrul Forumului pentru Integrare Europeană, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că experții europeni au confirmat o pregătire mai avansată decât se așteptau. Autoritățile moldovenești estimează că negocierile în aceste domenii vor începe în prima jumătate a anului viitor. Am reușit acum, pe parcursul ultimilor câteva săptămâni, să finalizăm primul grup de capitole, așa numitul Cluster 1, ce ține de valori fundamentale. O concluzie a acestui prim exercițiu este că, de fapt, suntem mai bine pregătiți decât ne-am așteptat. Asta nu înseamnă că nu avem foarte mult de muncă, fie în domeniul justiției, fie în domeniul securității, fie în domenii mult mai tehnice, precum statistica. Însă, ceea ce este important să cunoaștem este că la prima evaluare pe care am primit-o din partea experților Comisiei Europene este că, de fapt, Republica Moldova muncește mult, iar aceste rezultate se văd. Noul pachet de sprijin din partea Uniunii Europene în valoare de 1,8 miliarde de euro structurat pe trei componente principale va viza dezvoltarea infrastructurii, facilitarea accesului la piața unică europeană și susținerea agendei de reforme, a declarat în cadrul forumului ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix. Totodată, ambasadorul a spus că Republica Moldova are mult de lucru la reforma din domeniul justiției și la consolidarea instituțiilor statului. Cel mai important lucru pe care deja l-a făcut Republica Moldova este că Republica Moldova este printre țările care deja a realizat progrese pe majoritatea capitolelor. Oricum, Moldova este doar la început și are foarte multă muncă și realizări care trebuie să fie făcute. În primul rând vorbim despre reforma judiciară și combaterea corupției. Nu este un lucru care nu s-a făcut și ceea ce deja s-a făcut în acest domeniu sunt lucruri destul de bune, dar faptul că aceste lucruri de cu adevărat au nevoie de timp, din acest motiv trebuie să dezvoltăm și să ne bazăm pe cele lucruri care deja au fost realizate și să continuăm această luptă și în viitor. Al doilea lucru pe care vreau să-l evidențiez în acest discurs este consolidarea și puterea instituțiilor. În pofida provocărilor cu care s-a confruntat Republica Moldova în ultimii ani, rezultatul alegerilor prezidențiale și al referendumului reprezintă un impuls pentru negocierile de aderare, a subliniat europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru Relațiile cu Republica Moldova. Totodată, acesta a spus că pachetul de sprijin de 1,8 miliarde de euro din partea UE va aduce o mulțime de beneficii pentru cetățeni. Pachetul de creștere de 1,8 miliarde de euro va da un impuls mai mare decât oricând economiei Republicii Moldova, va duce la creșterea calității serviciilor în domeniul sănătății, în domeniul educației, va conecta mai bine Republica Moldova de Uniunea Europeană prin România, prin poduri peste prut, energetic, electricitate, gaze. Cetățenii au păreri împărțite despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Eu cred că să avem mai multe oportunități și mai multe posibilități. Chiar pregătită, dar o nouă aș da. De atât că avem multe lumini care nu sunt informați corect una, nici nu vor să audă. Până și nicu nu s-a schimbat, tot așa cum a rămas, dar au zis că vrei să schimbi, dar trebuie doar de așteptat. Cea de-a 10-a ediție a Forumului pentru Integrare Europeană a reunit experți și factori de decizie care dezbate etapele esențiale ale integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și strategia de implementare a reformelor. După ce platforma sa a jucat un rol semnificativ în influențarea alegerilor prezidențiale din România, care au culminat cu victoria surprinzătoare a lui Călin Georgescu, un candidat de extremă dreaptă cu viziuni proruse, directorul executiv al TikTok a fost chemat în fața Parlamentului European. Potrivit unui raport al publicației Politico, preocupările au apărut în urma unei campanii agresive desfășurate pe TikTok, care l-a propulsat pe Georgescu din anonimat într-o poziție dominantă în primul tur al alegerilor, în ciuda faptului că acesta nu avea sprijinul niciunui partid politic major, scrie Politico.
În contextul acestor evenimente, liderul grupului liberal Renew Europe din Parlamentul European a cerut directorului TikTok să fie audiat și să ofere lămuriri cu privire la posibilele încălcări ale reglementărilor europene pentru conținutul online. HR a subliniat că România reprezintă un semnal de alarmă privind riscurile de radicalizare și dezinformare în întreaga Europa, care pot avea efecte destabilizatoare nu doar la nivel național, ci și în cadrul Uniunii Europene. La doar două zile după victoria neașteptată a lui Georgescu, cercetătorii și experții în tehnologie au început să ridice întrebări cu privire la impactul semnificativ pe care TikTok l-a avut asupra campaniei sale, în special datorită utilizării unor conturi false pentru a amplifica mesajele candidatului. Bogdan Manolea, director executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet, a declarat că TikTok ar fi trebuit să verifice și să elimine valul de mii de conturi false care au acționat în mod coordonat în favoarea lui Georgescu și că platforma ar trebui să fie trasă la răspundere conform reglementărilor conținutului online. TikTok, la rândul său, a respins acuzațiile, subliniind că majoritatea candidaților din alegeri au fost activi pe platformă și că utilizarea sa nu a fost diferită de cea a altor rețele sociale. În plus, purtătorul de cuvânt al platformei a afirmat că aceste relatări extrem de speculative sunt inexacte și înșelătoare. TikTok a precizat că a implementat un centru electoral special în aplicație pentru a oferi informații electorale fiabile și că a încheiat un parteneriat cu un ONG local pentru a stimula alfabetizarea digitală și a combate dezinformarea. Domnilor, domnilor, știrile noastre se încheie aici, iar eu vă dau o întâlnire la ora 19:00. Rămâneți pe Vocea Basarabiei. La revedere! Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.